A fost o explozie puternică chiar lângă granița României după ce forțele ruse au bombardat din nou regiunea Odessa. Rachete și drone rusești au lovit portul Reni, situat pe Dunăre, în apropierea graniței româno-ucrainene. Iată imagini surprinse de marinarii români noaptea trecută în apropierea portului Reni din Ucraina, care se află la aproximativ 20 de kilometri de Galați. Și ni se alătură cu detalii. Emanuela Turcu este jurnalist. Bun găsit, Emma, spune-ne ce ai auzit, dacă ai auzit ceva noaptea trecută. Bună ziua, bine v-am găsit. Într-adevăr, noaptea trecută aici la Galați s-au auzit câteva bubuituri puternice. Eu personal am crezut că este vorba despre trageri în poligonul din apropierea Galațiului, poligonul militar de la Smârdan, unde, cel puțin după izbucnirea războiului din Ucraina, s-au intensificat antrenamentele și exercițiile. Iar noi, cei de aici, din Galați, am început să ne obișnuim cu aceste bubuituri. De-abia în această dimineață, când am văzut imagini surprinse de câțiva marinari români aflați în apropiere de Reni noaptea trecută, am realizat că aceste bubuituri nu erau din poligonul Smârdan. Spune-ne, la ce oră aproximativ s-au auzit aceste bubuituri? N-aș putea să estimez corect, pentru că una dintre bubuituri chiar m-a trezit din somn. Cred că era undeva după miezul nopții, după părerea mea. Această bubuitură care m-a trezit din somn a fost destul de puternică, iar ulterior am mai auzit, cred că, două astfel de bubuituri de mai mică intensitate. Repet, nu m-am panicat, pentru că mă așteptam să fie ceva aplicații în poligonul de la Smârdan, dar potrivit programului din centrul de aplicație de la Smârdan, în această perioadă nu există niciun fel de trageri. Spune-ne dacă crezi că oamenii din zonă sunt mai speriați, pentru că acum e publică informația, au fost bombardamente la doar 20 de kilometri de România. Dacă locuitorii orașului Galați sunt ușor panicați de această situație care se întâmplă atât de aproape de țara noastră? Trebuie să-ți spun că am urmărit aici pe zona Galați toate comentariile care apar în mediul online, pe rețelele de socializare, și lumea apare destul de îngrijorată de ceea ce se întâmplă în apropierea graniței cu România, mai ales că Reni este o localitate foarte apropiată de Galați, sunt circa 20 de kilometri, iar cel puțin până la izbucnirea războiului era un oraș în care mulți dintre gălățeni mergeau să-și facă aprovizionarea, prețurile fiind infinit mai mici decât aici în România și în zona Galați. După ce a izbucnit războiul în februarie anul trecut, evident că deplasările gălățenilor în zonă au fost din ce în ce mai puține și cred că acum se apropie spre zero. Dar da, suntem evident îngrijorați, pentru că suntem foarte aproape de acest oraș. E aici la doi pași de noi și cu siguranță privim cu îngrijorare, pot spune așa, către orașul nostru vecin.